lăudați să fie Iisus și Maria. Veci vecilor. Înțelepțele voastre, preacernici părinți, multă familie îndurerată, iubiți credincioși, când preasfințitul nostru, Petru Gherghel, ne-a propus în calitate de coleg al părintelui Izidor să fim predica cu ocazia mormântării Sfinției sale, stăteam și mă gândeam despre ce să vorbesc la înmormântarea unui preot. Dar citind testamentul părintelui, am găsit o afirmație excepțional de frumoasă, pe care ați auzit-o deja. De-ar fi să mă mai nasc o dată, tot preot m-aș face. Iar testamentul părintelui se termină cu cuvintele: la revedere în paradis. Și atunci mi-am zis, iată, părintele mi-a sugerat despre ce trebuie să vorbesc la această sfântă predică. De aceea, în minutele următoare, aș vrea să vorbesc puțin despre sfânta preoție cu care a fost înzestrat părintele, despre sfânta preoție pe care el a iubit-o atât de mult și căreia el i-a făcut cinste pe deplin. Și în partea a doua, câteva cuvinte și despre cer, despre paradis. Cred că se impune să vorbim despre aceste teme, pentru că sunt cuvintele testamentare ale părintelui. Pentru că aceste cuvinte au ieșit din inima lui preoțească. Așadar, ce este preoția, sfânta preoție cu care a fost înzestrat părintele și cu care suntem noi preoți înzestrați? Într-o insulă îndepărtată din Oceania, Oceanul Pacific, a ajuns un misionar. Băștinașii de acolo au fost așa de receptivi la cuvântul lui Dumnezeu, încât în curând toți au primit baia binefăcătoare a botezului. Și erau așa de fervoroși în trăirea vieții creștine, încât în fiecare zi participau la Sfânta Liturghie și se împărtășeau. Dar misionarul a trebuit să plece într-o bună zi. Și toți credincioșii din insulă l-au petrecut până la corabie și plângând ziceau: cine ne va mai face Sfânta Liturghie? Cine ne va mai împărtăși cu trupul și sângele lui Iisus? Cine ne va mai vesti cuvântul Domnului? Cine ne va mai ierta păcatele? Iată, dragi creștini, un popor simplu care a înțeles în ce constă mărăția preoției creștine. Iată un popor care a înțeles care sunt puterile preotului. În primul rând, cea mai mare putere a preotului este de a celebra Sfânta Liturghie, de a renui jertfa lui Iisus de pe muntele Calvar. La cina cea de taină, Iisus a luat pâinea în mâinile sale, a binecuvântat-o și a zis: luați și mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat în mâinile sale potirul cu vin și a zis: acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. În acele clipe, pâinea a încetat de a mai fi pâine, iar vinul a încetat de a mai fi vin, dar a devenit sângele lui Iisus. Și a dat Iisus puterea preoților, apostolilor și urmașilor lor care sunt preoții, de a perpetua până la sfârșitul veacului la această minune fascinantă de a transforma pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
Iată, cea mai mare putere pe care o are preotul. Nici măcar preacurata Fecioara Maria nu are această putere fascinantă. Cea de-a doua mare putere a preotului este de a ierta păcatele oamenilor. Cu toții știm cum după înviere Hristos, amărând apostolilor, a suflat asupra lor și le-a zis: primiți pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. În clipa aceea, Hristos dădea puterea apostolilor și urmașilor lor de a ierta păcatele oamenilor. Ce minune, iubiți credincioși! Întotdeauna oamenii ce-au dat seama că cea mai mare povară te conștiințește păcatul. De aceea, în Vechiul Testament, se aduceau jertfe pentru iertarea păcatelor. Și astăzi, la păgâni, de exemplu, în India, oamenii merg și fac baie în anumite zile în fluviul Gange, pe care îl socot un fluviu sfânt, pentru a se elibera de povara păcatelor. Dar aceasta nu este decât un paliativ. Numai Iisus a dat această putere măreață preoților de a ierta păcatele oamenilor. Iar cea de-a treia mare putere cu care suntem înzestrați noi preoții este de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții știm cum la înălțare Hristos le-a zis apostolilor: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând în lumea toată, predicați Evanghelia la toată făptura, botezându-i pe oameni în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, a dat preoților această misiune sacră de a vesti cuvântul vieții, de a vesti Evanghelia până la marginile pământului, până la sfârșitul veacurilor. Iată în ce constă puterea preoțească. Iată pentru ce, iubiți credincioși, biserica spune că preotul este alter Christus, este un alt Hristos. Iată pentru ce Sfântul Apostol Paul zicea: preotul este administratorul tainelor lui Dumnezeu. El este om ales dintre oameni și pus pentru oameni în cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Iată pentru ce Sfântul Ioan Maria Vianney, parocul de Ars, voi să arate importanța preotului în mijlocul poporului lui Dumnezeu, zicea: luați un preot dintr-o parohie timp de 10 ani și acei oameni se vor închina la idoli. Iată pentru ce dintotdeauna poporul lui Dumnezeu i-a stimat și i-a iubit pe preot. Iată pentru ce atunci când Apostolul Paul le-a comunicat creștinilor din Efes că trebuie să plece, oamenii au izbucnit în plâns, îl îmbrățișau și îl sărutau pe Apostol și erau așa de triști pentru că le spusese cuvântul că nu vor mai vedea fața Lui. Iată pentru ce, iubiți credincioși, și noi astăzi, când ne despărțim de Părintele Izidor, o lacrimă se purișează printre genele noastre. Și acum câteva cuvinte și despre Paradis. Pentru că ați auzit, Părintele a zis: la revedere în Paradis! Întreaga Evanghelie mustuiește de acest adevăr că există viață veșnică, că există Paradis. Cu ultimii bulgări de pământ ce se prăvălesc deasupra mormântului nu s-a terminat totul. Dar abia atunci începe adevărata viață, viața
cea fără de sfârșit. De când mormântul Iosif din Arimateea a rămas gol, de atunci avem convingerea, credința și speranța că ultimul cuvânt nu îl are moartea, dar îl are viața. Nu ați auzit astăzi la Sfânta Evanghelie cum a zis Mântuitorul nostru în predica de pe munte, în predica program? Fericiți cei săraci cu Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Fericiți făcătorii de pace, pentru că fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci mare va fi în cerul răsplata voastră. Sau la Cafarnaum, vorbind despre faptul că va întemeia Sfânta Euharistie, Hristos spunea: eu sunt pâinea coborâtă din cer. Trupul meu este cu adevărat mâncare și sângele meu cu adevărat băutură este. Cine va mânca din trupul acesta și va bea din sângele acesta, va avea viața de veci. Iar la mormântul lui Lazar în Betania, Hristos va zice: eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Iar la cină, așa cum zicea și Preasfințitul la început, Hristos le zicea apostolilor: mă duc să vă pregătesc vouă un loc, pentru că acolo unde sunt eu și voi să fiți. Fiind pe cruce, tâlharului de la dreapta sa i-a zis: hodie mecumeris in paradiso, astăzi vei fi cu mine în paradis. Iată, iubiți credincioși, există slava cerească, există cerul, există paradisul. Și în ce constă bucuria din paradis? În ce constă fericirea cerului? E greu de spus, iubiți credincioși. Se zice că Sfânta Bernadeta Subiru, care a avut fericirea să o vadă pe Maica Domnului la Lourdes în 1858, mergând odată la un croitor, croitorul i-a arătat o ștofă albă frumoasă și a zis: era mai frumoasă haina Maicii Domnului? Și a răspuns: mai frumoasă. Și atunci el a adus o altă ștofă, mai albă, mai strălucitoare, și o întreabă: era mai frumoasă haina Maicii Domnului? Mai frumoasă, mai strălucitoare. Dacă Sfânta Bernadeta nu putea să explice cât de frumoasă era haina Maicii Domnului, ce va fi fericirea din cer? Apostolul neamurilor, care pe pământ fiind a avut fericirea să fie înălțat în al nouălea cer, cum spune el, nu a putut spune decât ceea ce ochiul omului nu a văzut, ceea ce urechea omului nu a auzit, ceea ce la inima omului nu s-a suit. Aceea a pregătit Dumnezeu celor care iubesc pe dânsul. Iar apostolul Petru, care a avut fericirea să-l vadă pe Hristos schimbat la față pe muntele Tabor, a exclamat: Doamne, ce bine ne este nou aici! Să facem trei corturi, unul ție, unul pentru Moise și unul pentru Ilie, pentru că Iisus era flancat de-a dreapta și de-a stânga de acești doi profeți ai Vechiului Testament. Lui nu-i mai trebuia nici corp, nici colibă. Și în acea de taină să-și plece capul pe pieptul Mântuitorului și să asculte bătăile inimii sale, avea să spună mai târziu într-o scrisoare a sa: fraților, vedeți cu ce iubire ne-a iubit pe noi Dumnezeu, că nu numai ne numim, dar suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Și încă nu s-a arătat ceea ce vom fi, dar atunci când va veni Hristos, vom fi asemenea Lui. Să ne oprim aici, dragi creștini, cu aceste gânduri despre Sfânta Preoție și despre slava cerească. Nu înainte de a face o scurtă rugă la Preacurata Fecioara Maria, pe care Părintele
a cinstit-o și a iubit-o atât de mult. Și această rugă este ruga care a ieșit din inima marelui nostru poet, Mihail Eminescu, care într-un moment de profundă credință și iubire față de Maica Domnului, spunea: rugăm îndurărilor, luceafărului mărilor, din valul ce ne pântuie, înalță-ne, ne mântuie. Privirea-ți adorată asupra ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară, Marie. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Amin.